Bine v-am regăsit! În anul 1054, astronomii chinezi au consemnat în cronicile lor că a apărut o nouă stea, atât de strălucitoare încât se vedea și ziua. Aici puteți vedea o simulare printr-o imagine realizată în conformitate cu descrierea astronomilor vremii a acestei stele, și puteți observa că ea a fost atunci când a apărut mai strălucitoare decât luna. Steaua a putut fi văzută timp de câteva săptămâni, chiar și ziua, și apoi a fost vizibilă noaptea doar, tot mai slab, aproape 2 ani, după care a dispărut. Mai există încă 7 descrieri astronomice de-a lungul istoriei despre stele care au apărut brusc și au rămas vizibile perioade mai lungi sau mai scurte, strălucind tot mai slab. Bineînțeles, în acele vremuri, astfel de evenimente erau considerate semne care prevesteau evenimente politice, bune sau rele, după cum cerea politica vremii. Dacă zâmbiți, amuzați de naivitatea celor din acele vremuri, amintiți-vă că sunt și azi foarte mulți oameni care cred că ceea ce se întâmplă pe cer ne permite să ne cunoaștem soarta sau viitorul sau chiar ne influențează destinul. Acum vă mai vine să zâmbiți. Dar să revenim la oile noastre sau poate mai bine spus la noile noastre, pentru că astfel de fenomene au fost numite nova sau supernova în funcție de strălucirea lor, de la latinescul nova, nouă, adică o stea nouă, stea care tocmai a apărut. O supernovă poate fi atât de strălucitoare încât egalează prin strălucire întreaga galaxie din care face parte. Vedeți aici o fotografie care surprinde o explozie de supernovă în galaxia NGC 4526. Astfel de explozii au loc în medie în număr de 2-3 pe secol în galaxia noastră, dar putem vedea mai multe cu telescoapele în alte galaxii. Ca să vă faceți o idee despre violența unei asemenea explozii, vă mai spun că putem vedea supernove care au loc în galaxii care se găsesc la miliarde de ani lumină distanță. De asemenea, se consideră că o explozie de supernovă la mai puțin de 200 de ani lumină de Pământ ar putea fi foarte periculoasă, iar la distanță de câteva zeci de ani lumină ar duce probabil la dispariția vieții pe planeta noastră. Vă dați seama? O explozie care te omoară de la o distanță de 50 de ani lumină. Deși stelele care apar pe cer în asemenea evenimente au fost numite nova, de fapt aceste explozii nu sunt produse de nașterea unei stele, ci de moartea ei. Ele reprezintă ultima etapă, ultima fază explozivă din viața unei stele. Dacă privim azi cu telescoapele locul în care în anul 1054 astronomii chinezi au văzut o nouă stea, vedem o nebuloasă, numită nebuloasa Crabului. Ea reprezintă resturile stelei a cărei explozie a fost observată în anul 1054, resturi care se împrăștie în continuare în spațiu. Vedem substanța stelei care, după explozie, continuă să se împrăștie. Dar nu toate stelele mor în acest fel. Există mai multe mecanisme prin care se pot produce explozii de tip supernovă, de pildă dacă o stea are masa mai mare decât de 9 ori masa Soarelui, sau dacă s-a transformat într-o stea pitică albă care poate să adune, printr-un fenomen numit acreție, masă de la o stea companion și altele. Dar important este că de fiecare dată este vorba despre explozia unei stele și nu despre nașterea unei stele. Dar ce legătură au toate astea cu titlul acestui videoclip? Betelgeuse este numele unei stele din constelația Orion, steaua pe care o vedeți marcată cu săgeată în fotografie. Orion este un personaj din mitologia greacă, un vânător uriaș pe care Zeus l-a transformat în stele și l-a pus pe cer sub forma constelației pe care o vedeți marcată aici prin linii ca să fie mai vizibilă.
Iar aici puteți vedea liniile care marchează constelația completă și puteți vedea că Orion are și un arc, așa cum îi stă bine unui vânător din antichitate. Din păcate, în perioada de vară, constelația se găsește ziua pe cer în emisfera nordică, așa că nu o puteți vedea până la toamnă, dar apoi toată iarna este ușor de identificat dacă veți căuta această formă. După cum vedeți, Betelgeuse este umărul drept al lui Orion, dacă ne imaginăm că el stă cu fața spre noi. Ea este o stea uriașă, o supergigantă roșie, având masa de 10 până la de 20 de ori masa Soarelui, iar dimensiunea de vreo 700 de ori mai mare decât cea a Soarelui. Dacă ar fi pusă în locul Soarelui, ar înghiți planetele Mercur, Venus, Pământ, Marte și ar ajunge aproape până la orbita lui Jupiter. Puteți vedea aici o reprezentare a dimensiunilor ei. Motivul pentru care este atât de mare este acela că își trăiește ultimele clipe. Este gata, gata să explodeze. Când am spus clipe, am avut ca scară de timp viața unei stele. Dar o clipă pentru o stea poate însemna zeci, sute mii și chiar zeci de mii de ani pentru noi. Însă viața unei stele este cu atât mai scurtă cu cât are masa mai mare. Stelele mari trăiesc mai puțin, în timp ce stelele mici pot avea o viață de multe miliarde de ani. Betelgeuse are o vârstă de aproximativ 9 milioane de ani, ceea ce pentru masa ei foarte mare înseamnă mult, fiind aproape de sfârșitul vieții. Iar stelele atât de mari ca Betelgeuse nu mor liniștit în patul lor, ci prin explozii pe care le numim explozii supernovă. De ce explodează stelele mari la sfârșitul vieții? Voi vorbi cu altă ocazie despre acest lucru. Deocamdată voi spune doar că reacțiile termonucleare care au loc în miezul stelelor pot da energie doar până când se ajunge la sinteza nucleelor de fier. Pentru a sintetiza nuclee mai mari, este nevoie de energie, ceea ce înseamnă că la un moment dat combustibilul nuclear din miezul unei stele, alcătuit din nuclee ușoare, se termină. Și din acel moment nu se mai produce suficientă căldură în miez pentru a echilibra presiunea produsă de atracția gravitațională. Și la un moment dat miezul stelei, în prima fază, implodează. Adică, deoarece echilibrul s-a stricat, este strivit de presiunea fantastică produsă de greutatea stelei. Și această extraordinară comprimare produce în câteva secunde o cantitate fantastică de căldură care duce la tot felul de reacții termonucleare în care se produc nuclee mai grele decât cel al fierului, dar care produce de asemenea explozia stelei, împrăștierea substanței ei în spațiul cosmic. Betelgeuse poate să explodeze în acest fel oricând. Nu putem calcula exact când se produce un astfel de eveniment, deoarece fiind vorba despre procese foarte complicate, există întotdeauna factori cu comportare haotică. Așa că putem observa explozia azi, mâine sau peste 1000 de ani. De fapt, poate că Betelgeuse a explodat deja. Până nu demult, distanța la Betelgeuse era considerată a fi peste 600 de ani lumină, dar ultimele măsurători par să indice o distanță mai mică, între 500 și 600 de ani lumină. Și deoarece se găsește la, să zicem, 500 de ani lumină de noi, vedem explozia la 500 de ani după ce aceasta a avut loc. De aceea am vorbit despre când vom observa explozia și nu despre când va avea loc explozia. Așa că ne găsim la vreo 500 de ani lumină de o stea care e gata, gata să explodeze sau poate a explodat deja, ceea ce înseamnă că ne așteaptă, mai devreme sau mai târziu, pe noi sau pe urmașii noștri, un spectacol cosmic fantastic. Gândiți-vă că supernova pe care au descris-o astronomii chinezi s-a produs la o distanță de vreo 6500 de ani lumină, adică de peste 10 ori mai departe decât Betelgeuse. Iar lumina exploziei a fost atât de puternică încât a putut fi văzută câteva săptămâni, chiar și ziua.
Așa că, deși nu-mi plac deloc dramatizările inutile, trebuie să spun că este posibil ca explozia stelei Betelgeuse să fie un spectacol de-a dreptul înfricoșător. Vedeți aici două imagini simulate despre cum ar putea arăta explozia în primele zile, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Observațiile astronomice ne arată că ultima etapă din viața stelei Betelgeuse este foarte agitată. În mod normal, ea este a 10-a stea ca strălucire, dar strălucirea ei suferă în ultimul timp variații foarte mari. De pildă, iarna 2019-2020, strălucirea ei a scăzut cu peste 50% și în aceste două fotografii puteți observa cum arată Betelgeuse în mod normal, în stânga, și cum arăta la începutul anului 2020, în dreapta. Între timp a revenit la strălucirea ei obișnuită. Observațiile astronomice ne arată că aceste variații de strălucire se datorează mai multor factori, cum ar fi un fenomen de pulsație al stelei și acela de ejectare a unor cantități fantastice de substanță prin explozii la suprafața stelei, substanță împrăștiată în mediul înconjurător. Deci Betelgeuse pulsează, tremură și împrăștie în jurul ei substanță prin explozii fantastice la suprafața ei. De altfel, observațiile astronomice arată nu doar o variație a dimensiunilor și strălucirii stelei, ci și a formei acesteia, după cum puteți vedea în aceste fotografii. În concluzie, fenomenele pe care le observăm ne arată că Betelgeuse este într-o stare instabilă și că este posibil să observăm explozia ei oricând, din clipă în clipă, dar nu uitați, e vorba de clipe astronomice. Așa că poate o vom vedea azi, poate o vor vedea urmașii noștri peste 1000 de ani, dar oricum va fi unul dintre cele mai spectaculoase evenimente cosmice, astronomice din istoria modernă a omenirii. Din fericire, suntem la o distanță suficientă pentru ca viața pe Pământ să nu fie pusă în pericol. Mai rămâne să încercăm și noi să ne punem în pericol și atunci totul va fi bine. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!